Programul acesta vizează dezvoltarea rețelei de canalizare menajeră, însemnând aproximativ 62 de kilometri de rețele de canalizare menajeră nouă, cu 5 stații de ape, colectarea apelor menajere. De asemenea, cuprinde reabilitarea a aproximativ 9 km de rețele de canalizare menajeră. Asta în sistemul de colectare a apelor menajere. Și rețelele de alimentare cu apă potabilă sunt vizate în proiectul implementat de APA Service. În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă, discutăm aici despre reabilitarea aproximativ 25 de kilometri de rețele de apă potabilă și extindere foarte puțină, până într-un kilometru de rețea, știut fiind faptul că rețeaua de alimentare cu apă cuprinde aproximativ 98% din teritoriul orașului Giurgiu. Mai multe amănunte despre proiectul derulat de operatorul regional APA Service puteți urmări în ediția specială din această seară la Valahia TV.